Da. Am revenit a doua parte a misiunii noastre, facem un bilanț al activității vicepreședintului Consiliului Județean Adi Petre. În prima parte am vorbit cu domnul Petre despre transport, n-am vorbit foarte multe subiecte despre transport, ne-am axat pe măsurile coercitive și măsurile într-adevăr în forță, pentru că au fost date amenzi pe bandă rulantă și nu orice amenzi, ci de 100 de milioane, cea mai mică amendă. Chiar vreau să vă întreb de quantum. Imediat o să luăm și încă un telefon. Dacă aveți așa vreun calcul... Nu avem cam, un calcul, acum o să facem... peste un miliard, cred. Da, s-au încasat foarte mulți bani din amenzi. Important este nu valoarea amenzii, important este ca operatorii de transport să înțeleagă și să intre în normalitate. V-am zis, cele mai multe probleme au fost cu călători în picioare, cele mai multe probleme au fost că nu respectau autobuzul cu care a câștigat licența, ba veneau cu alt autobuz, ba veneau cu microbus, ceea ce nu este normal, plus orarul de transport datorită acestui fapt că erau mai mulți operatori și să băteau pe călători. O să mai vorbim despre și despre alte probleme legate de transport, pentru că sunt și tot la acest capitol și alte măsuri. Mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Domnul vicepreședinte! Bună seara! Cu pădurile alea, lizierele alea forestiere, pe zonele unde se înzepăzesc, ați făcut ceva? Ați pus ceva cu ei în toamna aceasta? Nu am pus în toamna aceasta nimic, pentru că tot birocrația ne-a ținut pe loc, să spun aia, iar în primăvară de-abia ne ies actele ca să putem, în perioada când se plantează, să, pentru la anul, să punem acești puieri. Și avem toate zonele, avem și în zona Cochileanca, și în zona Scutenici, și în zona Brădeanu, în toată zona de câmp. Am încercat cât de cât acum să punem parazăpezi. Ați văzut și dumneavoastră pe la știri că s-au și furat. S-au și furat. Acești parazăpezi. Am avut probleme cu cetățenii pentru că erau suprafața lor de pământ și în anii trecuți când am pus parazăpezi s-au mai uitat acolo niște țevi și a venit cu tractorul și s-a răsturnat. Diferite probleme, dar vă rog, să știți că am preluat toate zonele, știm acolo unde trebuie plantați acești puieți. Colegul meu, Romeo Lungu, se ocupă de această problemă, dar în această perioadă am încercat să punem acei parazăpezi. Mai avem în zona de Luciu, Rușețu, Pogoanele, să punem pentru a nu avea probleme în această iarnă. Dar în anii viitori avem această problemă în sarcină și sperăm să o și rezolvăm. Haideți că mai am două probleme scurte pentru... Vă rog. Ați predat podul de la Vadupaș firmei Integral. Cei de la Integral au decopertat podul vechi. Da. Și acea balustradă de pe stânga și de fapt podul are două balustrăzi. De pe ambele părți au tăiat-o și au dus-o muncitorii la fier vechi. A, aveți dumneavoastră o informație de genul ăsta, adică... Sigur, sigur. Deci mașina cu ACI a firmei, în timpul programului de masă, fugea la firmele... Avem, în afară de faptul că spuneți dumneavoastră, poate că ați și văzut, avem și dovezi pe care le putem duce și în fața organului. Repet, nu contest faptul, prin natura meseriei CNA-ul ne obligă să cerem dovezi, că până la urmă, ce ziceți dumneavoastră, e infracțiune, practic. Nu știu dacă este infracțiune, pentru că podul a fost predat firmei Integral, de către Consiliul Județean. Păi da, dar nu în proprietate, atenție. Nu știu dacă poate materialele, poate fără... Da. Bun, continuați. Deci am înțeles ideea. Sunt camere de la vedere la acele firme de fierzei din zonă și se poate controla acest... E informație interesantă pentru domnul Petre. Și a treilea lucru, vă rog. Vreau ca să vă spun că sunt 333 de metri lungimea podului. Erau 660 de metri de gard care putea fi delimitat, eu știu, o zonă mai periculoasă la un drum județean, îngrădită o pădure, pădurea Crâng, mă rog, să putea face ceva cu acel gărduț. Și dumneavoastră, Consiliul Județean, aveți școlile în subordine. Cred că și școala specială și direcția copilului. Vedeți că aveți acolo o familie care stă în strada Ion Băieșu, bloc D4, la etajul 3, și dânsul lucrează ca șofer și doamna, mă rog, este pedagog la direcția copilului, la școala specială. Da, mă rog, ideea este să nu dați, nu știu ce urmează, dar atenție dacă e ce... Urmează următorul aspect. Vă rog. În perioada sărbătorilor, atât de Paști cât și de Crăciun,
Este o activitate intensă creată de această familie și la subsolul blocului B4 introduc combustibili și alte bunuri. Bun. Care le-au încă o dată, e de datoria mea și prin prisma meseriei să vă întreb dacă aveți și dovezi și mai ales curiozitatea este... Toți cei care locuim acolo cunosc situația. Am înțeles. Deci eu nu pot să mai stau pe bidoane de benzină și motorină la subsolul blocului B4 din strada Ion Băieșu. Bun. Mulțumim. Mai aveți ceva de precizat? Păi este suficient. Deci... Chiar este suficient. Mulțumim de tot pentru intervenție. Vă rog, sunt lucruri destul de grave. Eu îi promit telespectatorului că o să verific aceste informații. I-ați răspuns cu perdele acelea forestiere. Ați precizat, dar aici celelalte două lucruri sesizate de cetățeanul trebuie respectiv să văd sunt prima foarte grave. Trebuie să văd prima dată contractul. Sună foarte grav. Ce spune contractul de acest gard și acest fer vechi. Plus această a treia problemă cu salariații direcției copilului cu strada Ion Băieșu, o să verific, o să vorbesc cu doamna director, îi promit cetățeanului dumneavoastră, telespectatorului dumneavoastră că o să verific această informație, iar dacă este de natură penală, cu siguranță eu o să fiu primul care va anunța mai departe și probabil prin intermediul dumneavoastră o să-i și răspundem telespectatorului. Evident. Cu amândouă probleme. Chiar ne interesează și pe noi dacă lucrurile acestea se în următoarele zile sigur o să vă comunic și să răspundeți telespectatorului. Amănunt, apropo, nu, repet, fără a da verdicte. Un amănunt interesant. Verdictul nu putem da noi. Un interesant, adică omul chiar știa despre ce vorbește, mai ales în legătură cu Vadupașii. A dat pe metri, adică nu cred că e cineva care nu ar avea cunoștință de... Da, și da? Sunt foarte multe... Cifre, 333, 660... Și la demolarea vechii maternități am fost președinte de comisie de recepție și chiar m-am stat acolo și m-am uitat și am luat toate amănuntele, adică nu vreau să ne păcălească sau, Doamne ferește, mai târziu să dăm cu subsemnatul. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta, eu vreau să fac lucrurile normale, corecte, că pentru de asta am fost trimis acolo în Consiliul Județean. Suntem în ultima parte a emisiunii, domnul Petre, și încercăm să avem un dialog mult mai alert. Haideți să vorbim apropo de comisii. Mai luăm un telefon atunci între timp și după aceea vă întreb de comisia pe securitate rutieră formată astăzi. Bună seara! Bună seara! Să rămâi legat. Aș vrea și să vă pui o întrebare. Vă rog! Dacă se poate. Sunt locuitor din poștă. Este un loc între Boromir și cartierul Mihai Viteazu. Am văzut că este un părculeț acolo care nu este amenajat. Avem și noi nepoți, avem... Bun. Unde am vrea și noi să ducem copiii și la joacă. Atât aveți de... Imediat, domnul Petre. Mai aveți și altceva de sesizat? Altceva, ce să vă spun de... Dar să țină de Consiliul Județean, doamnă, că invitatul meu din această seară este de la Consiliul Județean, de la primărie. Deci nu... Nicio problemă, nu, dar o să-i comunic această problemă domnului primar Toma sau domnului viceprimar Apostol și cu siguranță ei au un plan modernizarea locurilor de joacă. Anul acesta vă dați seama, nu puteau toate dintr-o dată ca și la parcări. Anul acesta s-au ocupat de o parte cele centrale, cu siguranță vor intra și în cartierele marginașe, da. Și vom rezolva și această problemă. Ce pot să vă promit? Că o să discut cu domnul Toma și o să-i comunic această problemă. Mulțumim pentru intervenție, doamnă, încă o dată. Comisia de Securitate Rutieră, foarte pe scurt, repet că suntem în ultima parte. În atribuțiile mele țin această probleme de drumuri, de transport, iar astăzi am înființat Comisia Specială pentru Siguranța Circulației pe drumurile județene. De ce am venit această idee să înființăm această comisie? Pentru că sunt foarte multe probleme de indicatoare, foarte multe probleme de marcaje, foarte multe probleme de treceri de pietoni. Am descoperit în drumurile pe care le-am făcut în județ că foarte multe treceri de pietoni sunt amplasate necorespunzător, nu în locurile pe care trec, cel puțin în dreptul școlilor. În această comisie, în calitate de invitat, va fi inspectoratul școlar, ISCTR-ul, pentru că vom avea atribuții și pe microbuzele școlare, unde sunt și acolo probleme, și probleme tehnice, și probleme cu șoferii, și vrem să nu avem nicio problemă, pentru că sunt copiii noștri în joc, plus aceste treceri de pietoni
pe drumurile județene vorbim, sunt școli, au fost modernizate școlile, intrarea în școală nu mai este cea care a fost acum 20 de ani, trecerea de pietoni este de acum 20 de ani, plus marcajele care adică în acest moment 80% din drumurile județene marcajul este nu este vizibil, nu mai este. Eu am preluat această problemă la inițiativa mea, împreună cu aparatul de specialitate din Consiliul Județean, cu domenii SELF care este societatea, cu domenii SELF care este societatea noastră, exact cum este Urbis la primărie, noi putem să le dăm direct și să lucreze, să facă, o să-și ia și un utilaj pentru marcaje și să facem aceste marcaje pe drumurile județene. Mai avem indicatoarele, la fel, mai ales nu vorbim de cele indicatoare cu stop sau cedează trecerea. Sunt și indicatoarele spre localități. Mai avem indicatoarele turistice. Nu este normal să treci și să nu știi că, pe unde să iei, să ajungi la Vulcanii Norvești. Noi știm că suntem din Buzău, dar sunt foarte mulți cetățeni care vin special sau spre Bozioro, spre Focurile Vii sau cele care sunt de importanță turistică. Avem stațiile de autobuz. La fel, majoritatea, ci peste 90% din stațiile de autobuz sunt amplasate necorespunzător, în curbă, pe trecerile de pietoni, la fel, prin această comisie vom merge și le modifica cu autoritățile locale. Și cel mai important, intrările în județ, vom lucra la ele și pentru că drumurile au început să arate ca și drumuri și trebuie și intrările în județul Buzău, pentru că vrem să ne, să fim așa, domnule, când intri în județul Buzău, să știi, vă, am intrat în patria vinului, și în vizit, patria... Da. Adică și cu crângul și va fi o harta județului cu numere unde trebuie să fie la numărul 1, știi, când ajungem spre Focurile Vii, spre Vulcanii Norvești și toate atracțiile turistice, pentru că județul Buzău, de ce să nu recunoaștem, este un județ foarte frumos, un pic virgin din punct de vedere turistic. Exact, aici trebuie am lucrat la infrastructură, vom lucra și sunt în discuții cu Federația, ați văzut, cu Federația Română de Ciclism, a introdus și Buzău în turul ciclist al României. Este foarte bine să vină, pentru că promovând județul, avem și noi ce să ne mândrim, pentru că suntem aici. Vă rog. Bun, trebuie să încheiem emisiunea asta, domnul Petre. După cum spuneam, o să vă reîntoarceți la chef, ce să mai zicem, mă zicem pe românești, la chef. Este normal, la sfârșit de an, noi suntem o instituție care ne respectăm și trebuie să... Corect. Sunt multe lucruri pe care n-am reușit să le discutăm în această emisiune. Vă promit că la începutul anului o să... face că reluăm discuția în luna ianuarie, nu foarte îndepărtat ca timp, acest termen, în ianuarie să reluăm discuția și să vorbim și de multe altele, o să vin proiecțiile cu... pentru anul viitor și evident fiind ultima apariție noastră, cel puțin la noi sau cred că nu cel puțin, cu siguranță la o televiziune locală, da, în acest an. Dacă aveți ceva de transmis pentru cetățeni, ce așteaptă în anul... Înainte să fac o urare cetățenilor din județul Buzău, vreau să fac această promisiune. După apariția bugetului, o să vin la dumneavoastră și o să spun, probabil o să vină și domn președinte și colegul meu, vicepreședintele Romeu Lungu, și o să spunem buzoienilor ce ne-am propus să facem în anul 2018. Ce să vă zic, a fost un an 2017, din punct de vedere al meu, foarte bun. Al administrației Consiliului Județean, cred că am făcut destule, cu toate că se puteau face și mai multe. Mulțumim buzoienilor, ne cerem scuze dacă am mai și deranjat, am mai făcut și, poate și fără voia noastră, destule, am și greșit, dar... N-am făcut-o cu intenție și doar am vrut să reparăm lucrurile ca buzoienii să aibă o viață mai bună, să circule mai bine, să cu toții să trăim și să avem o siguranță, mai ales a zilei de mâine. Anul 2018, eu îl văd un an cu speranță pentru modernizarea drumurilor. Avem și aceste proiecte și vreau să vă spun că județul Buzău la anul va fi șantier. 80 din 87 de localități au proiecte în derulare. Că vorbim de drumuri, că vorbim de școli, reabilitări de cămini culturale, dispensare, grădinițe, săl de sport sau apă, canal, care este cel mai important. Cred că în 2020 nu o să mai fie comună care să nu aibă apă sau canal. O să înceapă și drumurile, mai ales în zona de munte. Un an cu speranță. Urez cetățenilor județului Buzău, dumneavoastră, sărbători fericite, liniștite,
să petrecem aceste sărbători exact cu ce-mi doresc eu mie, doresc și tuturor buzoienilor, să le petrecem în liniște, în familie și anul viitor să fim sănătoși, cu putere de muncă și tot ce ne dorim noi să se îndeplinească. La mulți ani! Mulțumim, domnul, pentru prezență și vă urăm și noi la mulți ani. Vă întoarcem, să zicem, urarea. Mult succes în activitatea din 2018 și, până la urmă, vă obligă calitatea pe care o aveți să faceți în continuare în așa fel încât sesizările din partea cetățenilor pe diverse domenii să fie din ce în ce mai puține prin proiectele pe care le derulați. Încă o dată vă mulțumesc, mult succes în continuare în anul 2018. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit, să aveți parte de o seară excelentă. Am avut o ezitare pentru că mai citeam din mesaje. Din păcate nici acesta cu grătarul nu este valabil pentru județ, dar de ce nu să mai facem grătare, că tot suntem în perioada asta. Nu mai avem voie să facem grătare. Unde amenajăm locuri pentru grătare. Cu acestea fiind zise, vă mulțumesc încă o dată. La revedere, o seară faină. Ne revedem mâine. Numai bine, la revedere.